Pe mine m-au izbit cele trei întrebări ale textului acestuia. Și vreau să rămânem cu ele în minte, pentru că ne apropiem de final. Domnul Iisus, până la urmă, spune că baza, fundamentul credinței e formată dintr-o lege care, de fapt, sunt trei. Spune așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce îmi spune mie versetul acesta? Spuneam de multe ori că, de fapt, temelia credinței sunt relațiile. Poți să fii un expert în a cunoaște Biblia. Poți să fii un expert în dărnicie. Poți să fii un mare om în ce privește misiunea. Nu știu, poți să cunoști. Poți să fii un creștin desăvârșit în multe domenii. Dacă ești corigent la capitolul relații, ești un creștin falimentar. Asta spune textul. De fapt, fundamentul, cele 10 porunci, toată legea lui Dumnezeu se cuprinde în asta. Relația cu Dumnezeu, relația cu aproapele și relația cu tine însuți. Pentru că Biblia spune să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine. Sunt oameni care se urăsc pe ei. Sunt oameni care nu se iartă pe ei. Ăia sunt oameni bolnavi spiritual. Biblia spune că trebuie să ai o relație corectă și cu tine însuți. Biblia spune, niciodată nimeni nu și-a urât trupul, nu? Efeseni. Ci îl îngrijește, îl spală. Dacă ai o relație greșită cu tine însuți, ești prins de complexe, te urăști. Te disprețuiești pe tine, n-ai cum să-L iubești pe aproapele tău. Deci relația cu mine, relația cu aproapele meu, relația cu Dumnezeu, cele trei dimensiuni, dacă vreți, dragostea în 3D, trebuie să fie acolo. Dacă nu avem relații sănătoase, nu avem de fapt credință. Testul suprem, the cornerstone, este acesta. Care este relația mea cu Dumnezeu, cu mine și cu ceilalți? Însă legat de această lege, sunt trei întrebări aici. Spune una, ce este scris în lege? Și vreau să plecăm acasă cu întrebarea asta. Fraților, ce scrie în Biblie despre relații? Știm? Trăim într-o vreme în care nu mai e atât de important să cunoști, să strângi, să memorizezi. Vedeți că atunci când am fost copil la Sunday School, ăsta era concursul. Nu știu cum e astăzi exact. Pe ce bază se dau diplome, că nu sunt în temă. Când eram copii, asta era esența. Știu că am câștigat atunci premiul întâi la oarecare grupă, nu mi-amintesc, dar ca și copil țin minte lucrurile astea. Și am primit un Scrabble, era premiul întâi. Am învățat 40 de versete, cred că, nu știu, dar așa ceva. Am fost campion, l-am învățat versete. Asta era metoda, hai să învățăm cuvântul Domnului pe copii. Frații mei, e așa de important să știi ce scrie. Asta e întrebarea numărul 1, ce scrie? Știi ce scrie despre relații? Astăzi tineretul se bazează foarte mult pe device-uri. Nu are rost să memorizezi. Pentru ce să-ți bați capul să tocești? Dacă în trecut ni se dădea să memorizăm chiar cursuri sau poezii, astăzi nu. Trebuie să știi să comentezi, trebuie să știi să mergi la resurse, să retrieve the resources and use them. Nu trebuie să înveți. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, dacă în economie merge, dacă la școală merge, când vine diavolul cu ispita, nu o să ai timp să cauți device-ul. Adică lumea de azi funcționează cu prelungitoare. Nu trebuie să știi că știe calculatorul. Nu trebuie să memorizezi că you Google app. Orice întrebare pui unui tânăr, se uită la tine și spune I have to Google it. That's the only answer. Adică ne bazăm prea mult pe ce spune Google, pe ce spune memoria hard disk-ului. Frații mei, când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu și în 2011, când vine satana, n-ai timp să Google it up. Când vine ispita, nu ai timp să cauți nici măcar în Biblia asta scrisă. Ce internet, ce comentarii. Cuvântul trebuie să fie în inimă și în minte, slăvit să fie Domnul. Îndemn tinerii la memorizarea Scripturilor. Ce spune Biblia? Psalmul 119, nu? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Asta e întrebarea numărul 1. Ce scrie? Îndeletnicește-te cu adunarea Scripturii în inima ta. De asemenea, mai este o întrebare aici, la fel de dificilă. Cum citești? Nu numai ce scrie, cum. Cu ce atitudine citești din cuvântul lui Dumnezeu? Despre relații, de exemplu.
Contează? Da. Întrebarea asta a fost grea pentru... Pentru că aici l-a prins Domnul Iisus în offside. La una au răspuns bine, spus Domnul, nota 10. De știut știa. Să știți că cei mai mulți dintre noi cunoaștem oarecum Scriptura în mare. Unii mai în detaliu. Mulți trăim doar din conservele numite predici. Atât e tot. Dar unii studiază Biblia. Și fariseul ăsta, când l-a întrebat Domnul Iisus ce scrie în lege, nici nu a respirat. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Amin. Și-a spus Domnul Iisus, nota 10, la ce scrie? Dar Domnul îmi pune o întrebare grea aici. Cum citești în Scriptură? Tinere, cum citești? Pe cum? Contează atitudinea cu care studiezi. Și ascultați ce spune cuvântul aici. Bine ai răspuns, Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească. Cartonaș galben. Este clar că atitudinea cu care el citea nu era una corectă. El citea Scriptura nu să se pocăiască, ci să se îndreptățească. Dragii mei, întrebarea ce scrie despre relații în Biblie, tema supremă, întrebarea este cum citești? Eu am văzut că sunt oameni și am întâlnit mult în viață care citesc Biblia ca să se îndreptățească. Și îmi spun versete, frate, și în Biblie scrie că pe anumiți oameni nu trebuie să ierți. Problema este că atunci când deschizi Biblia cu atitudinea asta, ți-ai pus niște ocoleri și nu mai vezi. Și ochelarii ăștia se numesc îndreptățire. Tânărul ăsta, fariseul ăsta, citea Biblia cu o atitudine de justificare. Să dovedească cu Scriptura că nu trebuie să ierte. Să dovedească că aproapele lui nu-i oricine. Să dovedească că he is right, că este drept. Dragii mei, când ne apropiem de Scripturi, trebuie să ne apropiem cu o atitudine reverențioasă, de pocăință. Mi-am dat seama că este un pericol chiar pentru noi lucrătorii. Este o diferență extraordinară între citirea Scripturii ca să-ți faci o predică și citirea Scripturii pentru pocăința ta. O deschizi și o învârți pe toate părțile să iasă niște puncte. Eu numesc citirea asta despre care vorbește aici Biblia, devotional reading. Și vă întreb, câți dintre voi practicați ceea ce înseamnă devotional reading? Adică nu citesc să mă justific, nu citesc să dovedesc că I'm right, spuneam cu alte ocazii, nu citesc Biblia ca să găsesc, să argumentez împotriva baptiștilor, nu citesc Biblia ca să dau un cap la adventiști, nu citesc Biblia ca să atac pe alții, citesc Biblia ca să-mi vorbească Dumnezeu mie. O deschid acasă cu un spirit de pocăință, de rugăciune, Doamne, te rog să-mi vorbești. E o diferență între citirea asta și orice alt fel de citire. Există riscul să citim Biblia după calendar și e bun, dar să o facem mecanic. Hai să bifăm. Check it up. Adică e altceva. Citești ca să check it up. Să checuiești că ai trecut și de pagina asta. Citirea despre care vorbește Biblia aici e una deschisă. Doamne, pătrunde-mă cu cuvântul Tău. Doamne, transformă-mă cu cuvântul Tău. Doamne, atinge inima mea. Vreau să-mi vorbești, vreau să ascult. Cum spunea acolo Samuel, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Adică să fie o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu. Pun întrebarea asta, fraților. Cum citim? Cum citești în Biblie? Cu ce atitudine? Atitudinea contează foarte mult. Dacă citești Biblia ca să marchezi în calendar, dacă o citești ca să predici, dacă o citești să faci un studiu, dacă o citești să te justifici, cum a făcut fariseul ăsta, nu-i bine. Citește-o cu o inimă deschisă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Și cred că cea mai grea întrebare, întrebarea numărul 3, și cine este aproapele meu? Adică stai un pic, stai să definim termenii, Doamne. E adevărat, trebuie să iubim pe aproapele nostru, trebuie să fim gata să facem orice pentru ceilalți, să ne deschidem inima, să ne pocăim noi, pentru că mulți citesc Biblia și spun, frate, vezi că și Biblia spune că El trebuie să vină să-și ceară iertare. În primul rând, asta e dezinformare, picăm la punctul 1. Nu scrie așa ceva. 2. Nu e atitudinea corectă. În Biblia mea scrie că trebuie să faci tot ce trebuie pentru aproapele tău. Tot. Adică sunt responsabil 100% pentru relația mea cu tine. Mulți cred că e 50-50. Eu jumate, tu jumate. Nu. Eu sunt responsabil 100% și tu ești responsabil tot 100%. Este o matematică a lui Dumnezeu. Atitudinea este diferită. Dragii mei, trebuie să avem această atitudine. Vreau să fac tot posibilul
să am o relație bună cu aproapele meu. Și citam eu de multe ori din Romani și explicam versetul acela unde spune cuvântul acolo, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. 100% este responsabilitatea ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar întrebarea 3 e cea mai grea. Cine este aproapele meu, Doamne? Pentru că aici intră viclenia multor oameni religioși. Da, Biblia e adevărată, frate, așa scrie, Biblia e adevărată. Corect, trebuie să avem atitudine. Dar stai să definim termenii. Eu am observat ceva în America, atunci când faci o afirmație radicală, de exemplu, capitalismul este cea mai bună formă economică de existență, sau știu eu. Imediat vine Doamne, ce înseamnă capitalist? Stai un pic, Doamne, stai să definim termenii, Doamne. Adică asta face șmecherul ăsta tânăr. Dar cine e aproapele meu? Adică sunt de acord, Doamne, dar totuși lasă-mă să-mi definesc eu termenii. Și Domnul Iisus îi spulberă toată teologia. Aici, de fapt, lovește Domnul Iisus. Întrebarea 3. Cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus definește aproapele ca fiind oricine. Nu s-a așteptat omul ăsta la asta. Mulți pocăiți fac asta. E adevărat, frate, scrie... Dar cine e aproapele meu? Limităm categoria de aproapele meu la cei de care ne place. Limităm categoria de aproapele meu și facem bine celor care ne sunt simpatici. Limităm categoria la etniile simpatice, la religiile preferențiate. Domnul Iisus aici lovește în tot ce se poate mai drag evreilor. Aproapele nu era nici etnic. Să știți că oamenii au repulse față de cei de lângă ei. Evreii nu erau iranienii, să zicem, da, persienii, erau departe, far away. Evreii urau samaritenii. The other, the different other, next to me. Etnic, Iisus spune, da, aproapele tău este și samaritianul care este din grupul ăla etnic pe care tu îl urăști. Dragii mei, hai să extindem definiția aproapelui. În relații contează cine este aproapele. Cine este aproapele? Și cel din grupul etnic de care nu-ți place. Imaginează-ți acum poate cea mai antipatică rasă, cel mai antipatic grup etnic. Nu uita, Iisus a zis că El este aproapele tău. Mai mult, asta e etnic, dar omul ăsta avea și the wrong religion. The wrong religion, religia care n-ai fi vrut. Evreii aveau o problemă nu cu alții, nu cu persienii. Repet, aveau o problemă cu ei, pentru că era un hibrid care era aproape de adevăr, dar nu chiar. Erau fraților, dar nu chiar fraților, pentru că aveau niște chestiuni diferite. Aveau închinarea pe muntele Garizim, nu erau chiar ca și... Aveau o problemă cu religia acestui om. Când Iisus spune că samaritianul e aproapele, cred că i-a picat fața la ăsta. Dragii mei, nu uitați. Aproapele nostru este omul din religia cea mai disconfortantă. Spun asta pentru că trăim o vreme când în America încercăm să definim pe aproapele nostru ca fiind oricine, except the Muslim. Nu uita, aproapele tău este și musulmanul. Adică limităm aproapele, iubim pe budiști, că ăștia-s cu pacea, Doamne, nu omoară furnici. Ăștia-s inteligență, cu integrarea. Iubim hindușii că fac yoga și nu știu ce. Dar pe ăștia, Domnule, necivilizați, spun unii, înapoiați, backward. Spun unii, nespălați și alte fel de vorbe. Domnule, pun bombe. Ăștia nu sunt aproapele nostru. Aproapele nostru este everybody except this. Și Domnul Iisus cu pilda asta răstoarnă orice concepție culturală americană. Spune, nu, aproapele tău este cel din religia aia, cea mai disconfortantă. Știai asta? Poți să iubești pe aproapele tău chiar dacă e dintr-o religie pe care tu nu simpatizezi. Un martor al lui Jehova. Știu că fratele Lascău spunea această pildă restructurată, spunea că de fapt în pilda asta e un martor al lui Jehova cu o bicicletă în loc de un măgăruș. Când am auzit-o prima oară am rămas, pentru că erau cei mai antipatici posibili în România. Cu ei aveam meciuri în fiecare zi. Martorul lui Jehova, aproapele meu? Da. Martorul lui Jehova, budistul, colegul tău hindus, musulmanul ăla radical, este aproapele tău. Aici, de fapt, răstoarnă Domnul Iisus orice învățătură iudaică. Aici Domnul Iisus lovește în confortul nostru. Îi iubim, dar pe cei pe care vrem noi. Da, trebuie să iubim, dar nu pe oricine. Domnul Iisus spune, da,
Trebuie să iubești pe oricine. Hai să vedem până unde merge Domnul Iisus cu definiția asta. Aici chiar că e prea de tot. Luca capitolul 6. Spune cuvântul așa. Și vom și încheia. Spune cuvântul: ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Vezi ce definiții înguste aveau evrei? Îi iubim pe aproapele, care? Ăia care ne iubesc. Și păcătoșii fac la fel. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora care, de la care nădăjduiți să-l luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Ascultați, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut și nădăjduiți, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui preanalt, că cel este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Domnul Iisus a fost un învățător extraordinar, diferit de orice alt învățător, orice alt rabin. Pentru că a spus: aproapele tău este cel nemulțumit, este cel rău, ba chiar este dușmanul tău. Dragii mei, să mergem acasă cu întrebarea asta. Ce stă scris în Biblie despre relații? Cum citești în ea despre relații? Cu ce atitudine? Și mai ales întrebarea asta: cine este aproapele meu? Oricine. Orice grup etnic, orice culoare, omul de orice religie este aproapele tău. Ba chiar, spune Domnul Iisus, greu de imaginat, greu de acceptat, the enemy, dușmanul tău, după Domnul Iisus este aproapele tău. Domnul să ne ajute să iubim pe aproapele nostru. Haideți să ne rugăm Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim, ne ridicăm în picioare. Întrebări grele, mulțumim Domnului pentru textul acesta, a produs întrebări. Rearanjarea vieții, restructurarea ei, a priorităților. Haideți să iubim pe aproapele nostru. Am fost la un avocat acum o lună, două, nu mai știu exact. Era un creștin, păstor, era atât de preocupat și îmi spunea: frate, tu studiezi islamul, ce putem face să ajutăm oamenii ăștia? Și îmi spunea: uite, am adoptat o familie de sirieni. A fost prima oară când am auzit că sunt creștini în orașul ăsta care adoptă familii de sirieni. Să le predic din prima zi, să-i duc la adunare, cum să mă apropii cu Evanghelia, cum să le predic, ce puncte să ating, ce puncte să n-ating în discuția cu ei, care sensibilitățile lor. M-am gândit, ce creștini, cât de preocupați să-i ducă la adunare, să-i primească, îi ține cu banii lor. Există creștini penticostali care țin sirieni cu banii lor, îi adoptă, semnează cu contul de bancă, îl primește, îl duce la biserică, îi dă mâncare. Am văzut aici în Phoenix o masă specială de Crăciun pentru toți sirienii, au mai mulți, s-au făcut concert de colinde pentru ei. We don't even care about these people. Când am auzit, am rămas șocat. Sunt oameni preocupați de aproapele ăla. Ăla antagonizat, ăla hulit, the demonized other. The demonized other. Sunt oameni, am rămas surprins să văd un om în orașul ăsta că nu-l interesează cu cât să vând castele în surprise. Că nu-l interesează nu știu ce alte lucruri, unde e cel mai mare mega church. A spus: frate, era bătrân, am adoptat o familie de samariteni de ăștia, aproapele nostru, ăla disconfortant. Cum pot să evangelizez mai bine? Am fost așa de bucuros. Și pun întrebarea asta: cât de mult ne gândim la aproapele nostru ăla, de care nu ne place? Dacă doar neamurile tale sunt aproapele tău, ești sărac, spunea Domnul Iisus. Dacă doar cei din Elim sunt aproapele tău, suntem săraci. Dacă doar românii sunt aproapele nostru, suntem săraci. Dumnezeu să ne deschidă inima și să lărgească în inima noastră această categorie numită aproapele nostru. Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta.